Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Adunare generală la cultul eroilor Bacău. Angiograf biplan la spitalul din Onești. Premierul Ciolacu, președintele Senatului Ciucă și ministrul transporturilor Grindeanu pe șantierul A7 la Arjut. La sediul Asociației Naționale Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș din Bacău, a avut loc adunarea generală a asociației, moment de bilanț pentru asociație și de reamintire pentru cei prezenți a datoriei sfinte pe care o are asociația față de eroii patriei. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național, după care membrii filialei au analizat bilanțul activităților din ultimul an. Activitățile noastre s-au desfășurat sub programul Centenarului Eroului Necunoscut, dar și activitățile culturale fiind anul cultural al lui Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu. În martie 2023 am participat la două adunări de dare de seamă din teritoriu, la Mănăstirea Cașin și la Slănic Moldova, unde am continuat. O precizare, adunările generale de alegeri se fac din 4 în 4 ani. Ultima a fost în 2022, următoarea va fi în 2026. Deci suntem cam la mijlocul perioadei de aprecieri și de începem să tragem concluzii. La 27 ianuarie, 105 ani de la reunirea Basarabei cu România, am participat la Muzeul de Istorie, apoi la grupul statuar România Biruitoare din parcul 1 decembrie 1918, împreună cu profesorii de religie și cu Asociația Tradiții Militare. La 30 martie s-a inaugurat Cercul Militar, unde Asociația noastră Cultului Eroilor a primit din partea comandantului garnizoanei tableta aniversară a bazei 95 aeriană. În aprilie 2023, pe coasta Muscelului din cartierul Cireșoaia, orașul Slănic Moldova, elevi de la școlile generale numărul 1 și 2, împreună cu profesorilor și cu participanții cultului eroilor, au plantat 130 de puieți de stejar, constituind codul eroilor. În cadrul ședinței de bilanț a fost analizată activitatea desfășurată de filială și de membrii biroului executiv în 2023, dar au fost și aprobate planul de activitate al filialei pentru 2024. Noi, prin ceea ce facem, avem o datorie mai mult decât morală, să ducem mai departe ceea ce am preluat de la venerabilul președinte colonel Corneliu Chirieș, căruia cu respect îi purtăm numele, asociația noastră, să ducem mai departe ceea ce a lăsat domnul Paul Valerian Timofte și ceea ce ne lasă, și mă bucur din tot sufletul și îl salut aici pe domnul colonel Gheorghiu, această icoană vie a noastră și această lumânare care, exact cum arde lumânarea de la Colacul Eroilor, așa este între noi și ne dă puterea de a merge mai departe. Vă mulțumim din suflet, domnule. Am să spicuiesc. Noi am pus multe aici. Alături de domnul președinte am făcut un plan cu activități. În mare parte ele s-au regăsit pe ecran, s-au regăsit în cuvântul domnului președinte. Și o să spicuiesc așa doar câteva ca să nu plictisesc și o să încep cu o durere a noastră, a cultului eroilor, mai veche, dar mereu actuală, aceea de a continua demersurile legate de amplasarea în municipiul Bacău unui monument al eroilor. Din nefericire, astăzi nu îl avem, l-am avut cu ani în urmă pentru câteva luni și, din păcate, nu-l mai avem. La fel de mult și, na, dacă era aici cineva de la Consiliul Local, ar fi fost minunat. Ne dorim să schimbăm denumirea actualului cimitir de pe strada Constanței în Cimitirul Internațional al Eroilor. Încă de acum 2-3 ani am făcut ce am putut și noi, o adrese către Consiliul Local. Din păcate, nimic până astăzi.
Membrii asociației au recunoscut biroului executiv devotamentul și implicarea în activități. Datorită acestui moment minunat și acestui crez, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am construit această cruce, care vedeți, și sunt onorat că este aici pe copertă, care se numește Crucea Mântuirii Neamului, la Leren. Și o să întrebați care este motivul pentru care am construit această cruce. Eu am lucrat comandant la pompieri, mi-a murit militar în mână, în brațe, și memoria celor care, a eroilor pompieri, cu ajutorul lui Dumnezeu am ridicat acea bisericuță și memoria lui Ștefan cel Mare, bisericuța de la pompieri, care este prima biserică din trupele de pompieri din România. Iar ridicând această biserică, am avut onoarea să-l cunosc pe domnul colonel Chireș, care a venit și la sfințirea bisericii și a monumentului pompierilor militari, care, sincer să vă spun, a fost construit 100% de mânuțile acestea. Bineînțeles că militarii mi-au dat la mână, turnat, proiectat, făcut. Atunci, cunoscându-l pe domnul colonel, iar vreau să vă spun, Chireș, am decis să ajung și eu în această asociație. Vreau să vă spun că când am construit monumentul, nu știam de asociația Curtoierului. Apoi, datorită faptului că am lucrat pe munți vreo 10 ani la Geamăna și în Zemeș, am construit tot de centenarul României acel paraclis închinat eroilor neamului cu două altare, unul catolic și unul ortodox, cred că este unicată România, în care eu creștinii am unit, ca pe vremuri. În urmă cu 2 ani, tot cultul eroilor de data aceasta, domnul Dănuț Voicu, m-a sprijinit și am scos ediția, a doua îmbunătățită și adăugită. Foarte interesant, foarte elegant, pentru că am avut contact cu mari personalități ale județului și ale comunității mele. Da, mulțumesc, este și în revistă, da. Deci am publicat și cu ajutorul Consiliului Județean un album cu fotografia Comunei Sărata, iar cele două ediții le-am și acum în format finalizat. Admirația, aprecierea și respectul nostru se extinde și asupra atitudinii deosebit de constructive a reprezentanților Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria și a filialei Colonel Corneliu Chireș a județului Bacău în raporturile de cooperare cu Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, constituind în același timp și motivul pentru care ținem să vă adresăm salutări colegiale și mulțumiri cordiale cu prilejul adunării generale a filialei. Permit totuși să dau citire numai listei celor 9 morminte care sunt în pericol la această dată. Concret, mormântul maiorului Ene Constantin, erou al războiului pentru independență, capitanul Șeptilice Arcadie, veteran al războiului de independență, capitanul Blindescu Dumitru, veteran al războiului pentru independență, generalul de divizie Cantilii Grigore, veteran al războiului pentru independență, sublocotenentul erou Teodoru, care e un caz special pentru că pe mormântul acestui erou, care a căzut pe câmpul de luptă din campania din 1913, colegii ofițeri din regimentul 27 din Bacău au construit, au ridicat un monument dedicat celor, deci eroului Teodoru, dar și celor 42 de camarazi căzuți, fie împușcați, fie din cauza holerei, știți prea bine ce a însemnat campania 1913, deci 42 de camarazi din regimentul 27, în memoria căreia s-au ridicat acest monument. Capitanul erou Văsescu Constantin din regimentul 8 Roșiori Botoșani, dar înmormântat în Bacău, locotenentul colonel Zărnescu Ioan, erou al celui de-al doilea război mondial,
locotenentul aviator Pavlescu Titi, erou al primului război căzut pe câmp în 1917, și locotenentul aviator Gheorghiu George, erou al primului război căzut pe câmpul de luptă în 1918. Eu cred că această asociație ar trebui să fie plasată, așa metaforic exprimându-ne, și pentru că eu am lucrat în aviație 26 de ani, un pilot mi-a spus odată că eu când merg într-o misiune de luptă sunt între Dumnezeu și neamul meu. Eu cred că și Asociația Cultului Eroilor, prin ceea ce face, este între Dumnezeu și neamul nostru românesc. Asociația Cultului Eroilor Filiala Bacău și-a mărit numărul de membri, crescând și numărul activităților care vor fi organizate în anul următor. Zilele trecute, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, președintele Senatului Nicolae Ciuc și infrastructurii Sorin Grindeanu au vizitat șantierul de infrastructură rutieră pentru lotul 2 Domnești-Târg Răcăciun din autostrada 7 din zona localității Ajut. Pe scurt, din cele 13 tronsoane ale autostrăzii A7 de la Pașcani la Ploiești, sau dacă vreți invers, de la Ploiești la Pașcani, se lucrează pe toate 13. Pe, conform contractelor, pe 4 dintre ele ar trebui să se termine lucrările anul acesta, adică pe primele două loturi de la Ploiești la Buzău, pe loturile 1 și 4 între Buzău și Focșani. Acum, având și beneficiind de faptul că avem un constructor român foarte bun, care ne-a obișnuit să devanseze termenele, eu cred, și la ceea ce am văzut și astăzi, că pe lângă aceste 4 loturi care se vor finaliza anul acesta, mai putem vorbi de încă două jumătate, și anume locurile 2 și 3 dintre Buzău și Focșani, adică vom avea în întregime Focșani autostradă, și aici la Ajut, pentru că e extrem de important să se finalizeze și să poată fi ocolit Ajutul, pierzându-se foarte mult timp în Ajut. Deci despre asta este vorba, ca și progres, fiindcă am văzut săptămâna asta cel puțin pe loturile dintre Ploiești și Buzău că s-au dat niște procente care nu sunt chiar conforme cu realitatea. Acum să vă spun că pe primul loc dintre Ploiești și Buzău suntem undeva la 55%, pe locul 2 s-a făcut de 60%. Eu l-am dat, așa cum bine știți, o parte din care a fost prezența, acolo lumea a mers puțin, dar da, primul să fie 55% la finalul martie, la totul 2 să fie la 60% altă procent. Deja probabil că până la sfârșitul lunii se vor mai produce câteva procente, ceea ce e un lucru foarte bun. Iar progresul pe loturile de aici, de la Buzău la Focșani, așa, între 30 și 50%. Ceea ce, iarăși, ne duce într-o zonă de siguranță, că ceea ce a promis constructorul, și anume darea în circulație până la sfârșitul anului, înainte de termen. Chiar vreau să subliniez asta, fiindcă e extrem de important, înainte de termen, să fie îndeplinit. Eu vă mulțumesc. Suntem în echipă și acest lucru subliniază faptul că lucrurile bune și durabile se fac doar în echipă. Ne aflăm pe autostrada A7, autostradă care reprezintă un vis al cetățenilor din zona de est a țării pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizează cu bani europeni și aici vedem cât de importantă este apartenența noastră la Uniunea Europeană, și trebuie să recunoaștem că aceste obiective strategice pentru România se realizează beneficiind de fondurile europene. A7 trece prin 4 județe, Vrancea, Bacău, Neamț și Iași, și știu din discuțiile cu domnul ministru că au deja pe masa de lucru proiectele care fac să se prelungească și către al 5-lea județ, către
Suceava și în felul acesta de la Pașcani autostrada va urca și către Suceava până la Siret. Practic, din punctul meu de vedere, dincolo de faptul că este așteptată de către cetățeni, reprezintă cel mai important obiectiv de infrastructură al țării în momentul de față și ea va asigura, pe lângă fluidizarea traficului, cu certitudine o altă perspectivă din punct de vedere al fluidizării tuturor activităților pentru mediul de afaceri, pentru tot ceea ce poate să însemne investiții noi, servicii conexe, deci beneficiile pe care un astfel de obiectiv le aduce sunt absolut evidente. Din perspectiva mea, faptul că suntem împreună așa cum am început, reprezintă o recunoaștere a ceea ce am spus și vom continua să spunem, că o coaliție consolidată va aduce și a adus stabilitate care ne-a permis să avem rezultate și să ne îndeplinim obiectivele din programul de guvernare. Mai mult decât atât, cred că ceea ce este important pentru oamenii obișnuiți este să vadă fapte. Iar noi, împreună aici, am venit să vedem cum se duc la bun sfârșit toate aceste obiective. Și iată, am înțeles de la domnul ministru, am înțeles de la constructor român, în România sunt companii care ia că pot să facă lucruri foarte bune, ceea ce înseamnă că suntem pe un drum bun, pe un drum bun pentru Moldova, un drum bun pentru România, și atunci când suntem pe drumul cel bun, nu ne rămâne nimic altceva decât să mergem înainte. În sfârșit, nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudine. Este pentru prima oară când cu certitudine Moldova va avea autostradă. Vom avea autostrada Moldovei la șaptele. Dacă constructorul va continua în acest ritm, până la sfârșitul anului vom avea dați, vom deschide circulații de 148 km. Eu am înțeles de la domnul ministru, dar este o veste extraordinară. E o devansare a lucrărilor și trebuie să fim corecți. Vorbim de o promisiune, de obligație pe care România și-a luat-o prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Așa cum spunea domnul președinte, a șapte este integrat din fonduri europene, din PNRR. Asta arată cât de mult înseamnă apartenența României la Uniunea Europeană și vorbim de stabilitate politică. Când am hotărât împreună să venim cu această coaliție de guvernare, nu exista niciun metru de autostradă, autostrada Moldova. Și acum vorbim ca anul acesta să avem în jur de 140 de kilometri și anul viitor să se finalizeze în integralitate. Asta înseamnă, pe de o parte, fondurile europene, că România nu se va putea dezvolta fără fondurile europene. Din PNRR avem aproape 30 miliarde, în exercițiul financiar actual, cu jur de 46 miliarde, din cele mai consistente fonduri, din cele mai consistente reforme cu care trebuie să treacă România. Nimic nu se poate realiza fără o stabilitate politică. Și vrem să mergem în continuare în fața românilor cu acest proiect politic care începe să vadă și pe așteptările românilor. Spitalul Municipal Onești a fost dotat cu primul angiograf biplan din județul Bacău. Investiția a fost posibilă datorită fondurilor guvernamentale alocate la inițiativa parlamentarilor PSD, Cristina Breacnă-Pravăț, dr. Bianca Purcărin și Ana Cătăuță, a precizat europarlamentarul Dragoș Benea într-o conferință de presă. Logica amendamentului comun al meu, al doamnei senator Purcărin și al doamnei deputată Ana Cătăuță,
S-a înscris în logica viziunii organizației județene a PSD Bacău, o viziune centrată pe dezvoltarea infrastructurii spitalicești, pe modernizarea, pe reabilitarea acesteia și pe dotarea corespunzătoare, evident. Ne bucurăm că și locuitorii Oneștiului au avut parte de un proiect bifat, de mai multe proiecte bifate, pentru că aici la Primăria Municipiului Onești vorbim, nu vorbim doar despre studii de fezabilitate și despre alocări pentru studii de fezabilitate, ci și despre proiecte bifate, finalizate, investiții recepționate, pentru că la Bacău, la Municipiul Bacău, ne-am obișnuit să bifăm doar studii de fezabilitate în ultima vreme. La Onești și angeograful acesta, finanțat prin amendamentul susținut, inițiat și susținut de noi, dar și prin finanțarea venită de la Consiliul Județean, a devenit realitate, așa cum și alte proiecte devin realitate aici, în municipiul Onești. Mult succes, mult succes domnilor doctori, întregului personal medical, în utilizarea acestor aparate. Multă sănătate tuturor! Vreau să mai completez eu, dacă îmi permiteți. Investițiile nu se opresc aici, în la sfârșitul anului trecut, în decembrie, când s-a făcut rectificarea bugetară, grupul parlamentar PSD a propus alocarea și s-au și alocat banii, 2 milioane de lei, pentru construirea unui heliport la Onești. Noi suntem în obținerea avizelor. Sperăm ca până la finalul anului să începem lucrările și la heliport. Cu heliportul propriu-zis cam închidem și nu că nu mai sunt bani sau și că nu prea mai e ce să facă la spitalul din Onești. Bun, mai avem reabilitarea maternității și dar ca și investiții prioritare mari avem cam tot ce trebuie la spitalul din Onești. Vorbeam cu un grup de medici tineri rezidenți, studiau, dintre ei doi erau din zona Oneștiului și studiau ce aparatură, cu ce aparatură e dotat spitalul din Onești, pentru asta e prima primul lucru care îl studiază tinerii doctori când vin către un spital. Și spuneau că în Cluj nu există un spital cu dotările din Onești. Atât de performante, atât de noi și toate într-un singur spital. Nu e, asta spuneau ei, asta era, m-a impresionat acest lucru, că Clujul nu are un spital cu dotările spitalului din Onești. Mulțumesc încă o dată pentru susținere. V-am spus, domnule primar, că referințele sunt extrem de bune din afara județului și asta ne bucură și pe noi. Dacă îmi permite să fac o mică completare, adică ca să am un echilibru pentru Spitalul Județean din Bacău, să știți că și Spitalul Județean din Bacău o să beneficieze de un angiograf foarte modern, cel puțin la fel de modern ca dumneavoastră, e greu de egalat, dar tot biplan. Plus că colegii parlamentari își mențin aceeași linie și aceeași prioritate de a investi în sănătate și prin alocările de anul ăsta. Și aici poate las pe dâns și să spună, pentru că este exact în domeniul dânșilor. Alocările din decembrie, să zic așa, 2023, pe legea bugetului de stat pentru 2024, au mers către Spitalul Județean din Bacău, tocmai pentru a exista. Și pentru Moinești. Și pentru Moinești, da. Ca să avem un echilibru la nivelul întregului județ. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 2 aprilie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius. Miercuri 3 aprilie, cerul va fi noros, vom avea parte și de soare totuși. Maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 8 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.